Renault a intrat în rândul lumii, dar nu cu Fluence, ci cu transmisia EDC. Aceasta este de fapt noutatea din test, nu mașina propriu-zisă. Este vorba despre o cutie de viteze cu dublu ambreiaj pe care, în sfârșit, s-au gândit și cei de la Renault să o introducă pe unele dintre mașinile lor. Rivalele Volkswagen Jetta și Skoda Octavia pot fi echipate cu așa ceva de mulți ani. Oricine știe ce înseamnă DSG, nu-i așa? Practic, denumirea EDC vine de la Efficient Dual Clutch, dublu ambreiaj eficient, și nu e vorba de niciun truc de marketing. Eficiența e cât se poate de reală. Această transmisie cu dublu ambreiaj este compusă din două semicutii de viteze manuale, pilotate electronic. Una este pentru vitezele pare, iar cealaltă pentru cele impare, și fiecare are câte un ambreiaj. Practic, schimbarea vitezelor se face prin trecerea de la un ambreiaj la altul. Primul se deschide în timp ce al doilea se închide simultan, iar asta se traduce în tracțiune continuă, fără a se face simțită schimbarea treptelor. Această soluție tehnico-constructivă, transmisia manuală cu dublu ambreiaj și pilotată electronic, este, în practică, cea mai eficientă metodă de a pune în valoare un motor. Pe mașinile Renault și nu numai, există și transmisii cu variație continuă, cunoscute sub acronimul CVT, dar și cutii de viteze automate, în adevăratul sens al cuvântului. Față de o cutie de viteze automată clasică sau CVT, timpul de răspuns este mai bun în cazul EDC, consumul de carburant mai mic și pierderile de cuplu mai reduse. În plus, ambreiajele sunt concepute pentru toată durata de viață a mașinii, deci avantaje din toate punctele de vedere. Dar EDC și costă mai mult. Un Fluence echipat cu această transmisie este mai scump cu 1400 de euro față de varianta configurată la fel, dar cu transmisie manuală cu 6 viteze. Ambele modele pot avea EDC doar în combinație cu motorul turbodiesel de 1,5 litri DCI de 110 cai putere. Furnizorul care produce această transmisie pentru Renault este compania germană Getrag, care echipează și mașini BMW, Volvo și Mercedes-Benz, dar asta nu înseamnă că EDC este o cutie de viteze perfectă. Marele său minus este că nu are un mod sport, astfel că pe drumuri de munte e mai practic să o folosești în modul secvențial. În caz contrar, va fi greu să determine electronica cutiei de viteze să o mențină într-o treaptă de viteză mai mică și să păstreze motorul mai turat. Pe hârtie, modelul Fluence cu EDC este mai lent cu 0,9 secunde față de varianta cu transmisie manuală, însă practic această diferență nu se simte și confortul adus de EDC este oricum mai valoros decât această secundă. Consumul de carburant este teoretic foarte puțin mai mic în cazul variantei din test, însă, în realitate, diferențele de consum dintre EDC și manuală sunt insesizabile. Acest Fluence mai are o tehnologie relativ nou introdusă pe mașinile Renault comercializate în România, navigația Carminat TomTom. Grafica acesteia este modernă, cu iconițe joviale, dar rezoluția ecranului lasă un pic de dorit. În plus, sistemul nu e în stare să comute singur între afișajul pentru zi și cel de noapte. Fiindcă n-are touchscreen și niciun modul de comandă dedicat și integrat în mașină, sistemul e cam greu de utilizat folosind doar telecomanda. Cartografia e rezonabilă, dar nu suficient de bună ca să concureze cu un dispozitiv de navigație aftermarket. Ironia este că, dintre multele simboluri între care poți alege pentru a reprezenta grafic mașina pe hartă, lipsește tocmai Fluence. Deci va trebui să-ți imaginezi că ești la bordul unui alt Renault. În rest, Fluence rămâne același sedan confortabil și foarte spațios, cu un raport calitate-preț decent. Mașina din test costă 19.700 de euro cu tot cu TVA și este o afacere bună. Fluence este mai rapid cu circa o secundă față de Octavia și Jetta cu 1.6 TDI, iar prețul este mai mic cu peste 3.500 de euro pentru o configurație similară.